Astăzi vom răspunde la întrebarea: de ce delfinii și balenele sunt mamifere? Salutare, dragilor! Eu sunt Gabriel Icosa și astăzi răspund la întrebările voastre. Dacă vrei și tu să-mi adresezi o întrebare despre animale și natură, abonează-te la acest canal pentru a face parte din comunitate și lasă întrebarea ta într-un comentariu de la ultima postare din secțiunea Comunitate. Există anumite caracteristici pe care toate mamiferele le au în comun. Sunt animale cu sânge cald, respiră aer, au păr sau blană, iar mamele își hrănesc puii cu lapte din glandele mamare. Dacă acum te gândești că delfinii și balenele nu au cum să fie mamifere pentru că trăiesc în apă, ei bine, te înșeli. Cetaceile, pentru că aceste animale fac parte din acest grup de mamifere, au sângele cald, ceea ce înseamnă că păstrează o temperatură ridicată a corpului, care nu se schimbă în apa rece, și acest lucru se datorează stratului lor gros de grăsime și a circulației sangvine. Peștii, pe de altă parte, sunt animale poichiloterme, temperatura corpului lor se schimbă în funcție de temperatura mediului. Cetaceile respiră aer și pentru ca aerul să ajungă în plămâni, acesta este inspirat și expirat printr-un orificiu de aerisire. Ele vin la suprafața apei periodic pentru a respira și o fac la fel ca noi. Peștii însă primesc oxigen direct din apă prin branhii sau cu ajutorul branhilor. Și pentru că blana udă nu face mai ușoară viața animalelor și a cetaceilor în mod special în apă, de aceea pielea lor este netedă. Majoritatea peștilor, să nu uităm că au corpul acoperit de solzi. O altă caracteristică importantă cu privire la motivul pentru care cetaceile sunt mamifere este faptul că dau naștere la pui vii care vor fi hrăniți cu lapte de mama lor. Peștii sunt animale ovipare sau ovovivipare, adică depun ouă, iar alevinii se vor descurca pe cont propriu din prima zi în care vor ieși din ou. Vinerea viitoare vom răspunde la întrebarea: care este cel mai mare animal de uscat din lume? Dacă vei apăsa pe acest card, vei putea urmări un video foarte interesant despre alte specii de animale. Abonează-te la canal pentru a face parte din comunitate și lasă întrebarea ta în secțiunea cu același nume. Și te poți abona dacă apeși pe acest avatar. În partea mea stângă sunt alte două clipuri despre animale pe care te invit să le vizionezi. Și până data viitoare, nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură.